Pace Domnul să vă binecuvinteze. Mă bucur să ne vedem din nou și mulțumesc păstorilor pentru invitație. Am bucurat să văd și pe Daniel. Suntem din partea seminarului. Mă bucur să vedem toți lucrătorii, pe frate Doru, pe frate Marian, cu care am colaborat la început când am devenit păstor. De asemenea, cu ceilalți frați, pe frate Stroie, care e în Cluj, când e în Cluj, când e în București. Și mi-am adus aminte că m-a invitat în lucrare prima dată, când aveam vreo 12, mi-a spus fratele Asiev, zice, te-ai gândit să fii păstor? Și am zis, nu m-am gândit. De fapt, m-a întrebat ce îți place să faci, matematică și fizică. Ce, da, păstor, te-ai gândit să... Nu. Și m-a lăsat așa. Și după aceea nu am scăpat de gândul ăsta. După aceea a venit frate de Duică și frate de Duică a zis, vrei să... Mai întâi, botează-te. Vrei să te botezi? M-am zis, da. Nu eram foarte hotărât, am zis, da. Adică voiam toată inima, că nu mă grăbeam. Și pe urmă m-am luat la lucrare. Ce vin o să lucrez. După aceea a venit frate Șerfezi și mi-a zis, vrei să cânti în cor la tenor? N-avem mulți tenori. Și a zis, mă duc și cânt în cor la tenor. După aceea a venit frate Doru și a zis, cred că chemarea ta nu e să cânti în cor. Se trebuie să devii păstor. Ok, a zis. Și după aia, așa. Eu am fost invitat să vă spun câteva cuvinte. Vreau să vă îndemn, să vă încurajez în Domnul. Am să citesc câteva versete din Apocalipsa și apoi fac o mică expunere în imagini despre o anumită parte de început a istoriei bisericii din Constanța, și adică începutul începutului, cum ar veni, deoarece restul mai studiați în zilele celelalte. Și acest început nu se putea face dacă nu s-ar fi întâmplat ceva ca mesajul, ca lucrurile descrise în mesajul Domnului Iisus către biserica din Filadelfia. În Apocalipsa, capitolul 3, și aici spune Domnul Iisus către această biserică, îngerului bisericii din Filadelfia scrie, îi zice lui Ioan, iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale, iată ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide. Căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui, voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu, cel nou. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Și acum o să încerc să... Așa. Un fel de istoria Bisericii Sfânta Treime din Constanța, cu câteva repere din istoria implicării în lucrare a fratelui Baban Dumitru, care este unchiul meu, adică fratele bunicului, și s-a născut în 1896 în Arabagi, Hațeg. Hațeg cu Dobrogean, nu vă gândiți la altceva. Dar ei fiind de mulți ciobani și agricultori de acolo, au pus nume după regiunea în care veneau. Lângă Adam Clisi, și a trecut la Domnul în 1975. Aș vrea să vă aduc aminte că în 1859, când s-au unit Moldova cu țara românească, cam așa arăta. Și de ce aveau partea de sud a Bugeacul, dacă vreți, a Basarabiei. După aceea s-a făcut războiul ruso-română-turc sau ruso-turc, cum vreți,
împotriva Turciei, s-a câștigat războiul și s-a pierdut sudul Basarabiei. Dar s-a câștigat Dobrogea. Unii nu sunt foarte siguri dacă s-a câștigat sau s-a pierdut, dar s-a câștigat Dobrogea și, pe urmă, Dobrogea a fost o discuție dacă să fie toată la noi sau sudul să fie la bulgari. Și aici, de asta a fost de-a lungul istoriei o discuție despre și diverse acțiuni în legătură cu cadrilaterul. Ei, pe acel timp, vorbim de 1896, bunicul meu a venit, străbunicul meu a venit din Nădlac. Cu tatălui, care avea vreo 65 de ani, cu soția lui și cu un copil, care se numea Ștefan și care a fost un longeviv, că a murit pe la 98 de ani în Fetești. Prima lui soție murise și 4 copii, 3 băieți și o fată, în Nădlac. Se recăstorise, l-a avusese pe acest al doilea și la un moment dat, după ce a murit și mama lui, adică străbunica mea, au zis, ce să mai facem aici? Și au venit în Dobrogea, pentru că aici se dădea pământ, erau proprietăriți. Au trecut la români, cum ar veni, pentru că erau în Imperiul Austro-Ungar. Cred că știau maghiara, nu știu. Erau români și erau greco-catolici. După harta de astăzi, cam ăsta a fost drumul pe care l-au făcut destul de repede, într-o căruță, din niște motive pe care încă nu le cunosc, când o să le știu, vi le spun. Cred că reprezentau primăria și cred că au avut un cuvânt greu de spus ca să nu treacă linia ferată peste ogoarele din Nădlac, unde era o zonă foarte fertilă. Și s-au opus, au câștigat procesul, dar au existat din partea unor autorități amenințări serioase. Și atunci, ca să nu sufere, au trecut repede într-o noapte, nici nu s-a știut când au ajuns în Dobrogea. Aici s-a oprit la Cernavodă, sau lângă Cernavodă. Acesta este străbunicul care a venit. Așa se semna el, Nicolae Baban. Când a venit aici, s-a rugat să-i dea Domnul copii și deja încă din Nădlac începuse probabil să meargă pe la biserică, pentru că ei s-au pocăit așa. Au venit în 1896, în 1902 s-a pocăit soția lui Ana. După aceea ea nu s-a botezat, l-a așteptat pe el. În 1909 s-a botezat și el și băiatul lor cel mare, Ștefan. Între timp a mai avut 2 băieți și 2 fete. Și el se ruga, Doamne, fă măcar unul din ei să devină păstor. El însuși a devenit păstor. Aici e Adam Clisi, așa cum arată acum, dar așa arăta atunci. Deci zona era o zonă așa pustie, cu puțin locuitori. Aceștia erau oamenii care au venit. Ei au venit de prin Banat și de prin munții Apuseni. Nu știu exact cum erau ei, cu cine semănau. Bănuiesc că ce vedeți în dreapta jos. Constanța cam așa era în 1856. Vedeți geamia acolo. Asta e poză, desen făcut de cineva care a vizitat Constanța. Sigur, în 1996 nu era chiar așa, era mai bine, dar nu foarte bine. Ce vreau să spun e că toată Dobrogea era într-un proces de transformare, asta vreau să spun. Că se întâmplau lucruri multe și noi. Și că românii erau percepuți ca cei care trebuia să civilizeze zona. Turcii reușiseră să facă linia ferată Constanța-Cernavodă, dar acolo se oprea totul. De aceea românii au zis, facem București-Cernavodă și legăm până la Constanța. Și, de fapt, străbunicii mei au lucrat și ei la podul ăsta, ca mulți alții. Se pare că străbunica a împiegat, iar el era piatră. Asta e casa pe care și-au făcut-o în Arabagi și în curtea casei s-a înființat prima biserică. De acolo. El a construit o biserică cu banii lui în curtea casei lui și oamenii l-au pus păstor. Când s-a botezat el, de fapt, s-a botezat mai mulți oameni activi, toți veniți de prin Banat sau de prin nu știu unde. Și unul a devenit, doi au devenit prezbiteri sau diaconi. Deci o întreagă echipă pastorală acolo s-a făcut în 1909. Aici este fântâna din Arabagi, așa arăta prin anii 50, acum nu mai este,
Pentru că erau terenurile foarte bune, de-aia au fost duși ei acolo. Și pe urmă de-aia comuniștii au făcut în așa fel încât să gonească de acolo ca să treacă terenurile la cooperative. Deci în timpul comunismului ceea ce s-a construit ca sat a fost distrus în timp în timp. Li s-a luat școala, li s-a luat transportul, li s-a luat... Dacă nu s-a mai făcut nimic, încet încet oamenii au plecat. Dar aici au avut loc câteva botezuri. De asta m-a arătat poza. Niște botezuri au avut loc aici la fântână și satul se aduna. Botezul la care au fost botezați străbunicul meu a fost aici, la Rasova, la Dunăre. Și zice că au venit păstori, evanghelizase acolo Radu Tașcă, despre care auziți, era tânăr și plin de... Era din Arad, deci se cunoșteau. Și a venit Muntean, un păstor care era tocmai păstor pe la Ghiula, pe la Nădlac, și tocmai a început să biserica în 1898, biserica din Nădlac. I-a cunoscut. Și când a auzit că s-au pocăit, a venit să îi boteze aici, la Rasova, s-a făcut la Dunăre. Și că a fost o sărbătoare, lumea credea că cine știe ce s-a întâmplat. Pocăiții au avut unul din primele botezuri acolo. Acesta era Dutașcă din Arad și soția lui. Mama lui a stat la străbunicul meu acasă și așa i-a vestit Evanghelia. Îl însoțea pe băiatul ei, un foarte bun evanghelist, Radu Tașcă. Care este aici străbunicul meu? Nu știu cum să vă arăt, nici nu știu dacă am o lumină roșie aici. Am? Un laser? Nu știu dacă am. Nu se vede. Ok. Este undeva la mijloc, după cer cu căciulă de jos. Erau doi americani în congres la București. Dacă vedeți aici, este Titus Adorian, mai în stânga. Jos este Socaciu, care conducea seminarul din București. Iar pe rândul de jos sunt doi americani, Mullins și încă unul îmi scapă numele acum, bun teologi, matologi, veniseră să încurajeze seminarul. Acolo cu mustață este străbunicul meu. Îi plăcea să meargă deci la conferințe. Dar problema era alta. Erau puține biserici, ăștia erau păstorii. Deci, că sunt de la București, că sunt de la Rabagii, de la Adam Clisi, hai la conferință, au venit cu toți. Aceștia sunt cei trei băieți din a doua căsătorie. Aici îl vedeți pe Baban Dumitru la stânga, în haină militară, Ștefan, băiatul care era cu câțiva ani mai mare decât ei, și pe urmă Nicolae, care e bunicul meu. Fost pe front și au explicat autorităților că ei sunt... Baptiștii sunt cetățeni care se luptă, nu care fug. Și de aceea când au fost persecutați baptiștii, acesta a fost argumentul Baban Dumitru, trebuie să fim respectați pentru că și noi ne-am luptat pentru țara asta. Tot un argument foarte tare. Aici îi vedeți pe cei trei băieți căsătoriți. Baban Dumitru e la stânga și soția lui Cristina era din o ucărincioasă baptistă de origine germană, că mai avea 10 frați germani. Ei veniseră din sudul Basarabiei de acolo. La mijloc vezi pe Ștefan Baban de la Fetești și dincolo e bunicul meu cu soția lui Paraschiva, Nicolae Baban cu soția Paraschiva. Aici vedeți haine militare și cele două surori ale lor, frumoșele, se numeau Tereza și Maria. De fapt, Maria și Tereza. În dreapta o vedeți pe Maria și în stânga pe cea mai mică Tereza. Tereza a fost o bună învățătoare de școală duminicală la Vișoara. Acestea sunt cele două. Și ea se căsători cu Vasile Fulea. Acolo vedeți legăturile cu familia Butuc, familia Fulea și toți. Și sunt în centru cele două surori, Maria și Tereza. Tereza mai tânără e jos, cu familie mare, și în spatele asta stă Maria. Vă spune ceva Maria Tereza? Înseamnă că aveau convingeri regaliste. Nu știu. A avut două fete și le-a pus Maria Tereza, înțelegeți, adică nu altceva așa. Aici vedeți familia Fura cu Tereza, care a scris și în Farul Creștin. Era o bună învățătoare de școală duminicală. Foarte bună. Pare rău că n-am cunoscut. Da, asta a fost. Aș fi vrut să le iau interviu, m-am trezit mult mai târziu. Sau m-am născut mult mai târziu. Aici îl vedeți pe Baban Dumitru în prima poză, este al doilea de pe primul rând, la seminar a fost. A intrat în prima generație de studenți la seminar, în 21 și a terminat în 24. Din coace îl vedeți când a terminat seminarul, după 4 de ani. Ei, așa a început biserica din Constanța. Pentru că în 21, de la seminar, i-au zis, noi aici facem și practică.
Ce ar fi să te gândești tu să plantezi o biserică în Constanța? Ia temă practică. Iau. El nu era în Constanța, atenție. Era la Adam Clisi. Și atunci a plecat în fiecare duminică în Constanța și făcea evangelizare. Că aici am vrut să ajung. De ce se vede și ce s-a născut? Nu s-a născut așa. S-a născut că un om a înțeles voia Domnului și a zis, da, mă duc să lucrez. Nu era nici, nu știu cât de grozav, cât de filozof era, dar era cu inimă pentru lucrare. A făcut evanghelizare. A vorbit cu unii, a vorbit cu alții, încet, încet. Și s-au format între niște grupuri de casă. Ok. Nicolae a mers la seminar, nu numai Babana, Dumitru a mers la mers, dar Baban Dumitru a terminat tot programul. Baba Nicolae, unchiul meu, bunicul meu, a făcut mai așa un an, doi și pe aceea s-a retras. Dar a fost păstor la Vișoara. Ce am vrut să spun este că mișcarea din Constanța n-a început în Constanța, a început la Adam Clisi, la Vișoara, bisericile astea. Și sunt mai multe, că a scris el o istorie. Bisericile care acum sunt departe și unele din la Tari Verde. Acolo erau și acolo s-au implicat ei foarte mult. Aici îl vedeți pe bunicul meu, care era la Vile Noi și era în mijlocul unei orchestre. Era foarte talentat la muzică. A descoperit în armată că îi place muzica. În loc să-l pună să tragă cu arma, l-au trecut la fanfară. Și când a venit din armată, a început fanfare și corul și la Fete și la Vișoara. În primul rând, Vișoara Tari Verde și așa. Acolo vedeți pe el în centru. Era un fel de tata mare al orchestranților. Și aici, tot, aici cred că la Vișoara, dacă greșesc, îmi cer scuze. Însă nici Baban Dumitru nu era departe de muzică. El a luat cursul de muzică în Arad și a studiat muzica asta. El și orchestra, sau mijlocul orchestrei, ca să zic așa, păstorul mijlocul orchestrei, că nu era el conducător, din Constanța. Băieți, așa, bine îmbrăcați și așa, cântau, deci aveau instrumente. Așa că sunteți urmașii unei tradiții. Constanțenilor le place muzica. Și arădenilor care vin să încurajeze pe constanțeni le place și mai tare. Ok. Aici, prin 57, după ce bunicului meu i s-a retras carnetul de păstor, că a fost păstor cu studii biblice și mai pe la țară și cu închinarea muzicală. Asta a fost el păstor, în timp ce Baban Dumitru a fost mai implicat în lucrare și evanghelizare. Oamenii l-au uitat un pic și după aceea l-au chemat să înființeze corul din Fetești. Și aici îl vedeți înființând corul din Fetești la chemarea credincioșilor din Fetești. Baban Dumitru a fost implicat în multe lucrări, a botezat mult împreună cu frații germani la Marea Neagră, la Dunăre, unde era o apă. Aici vedeți două botezuri și două poze de botez. E interesant, unii s-ar putea să-și recunoască rudele pe aici. S-ar putea, nu? Nimeni nu vede nicio rudă. Ok. Poate vedeți un mic gereben acolo, tânăr. Și dacă îl pui lângă Marius, e ca Marius. Dacă îl pui lângă fiul lui Marius, e ca fiul lui Marius. Deci toți seamănă foarte bine între ei. Dar a și scris. I-a plăcut să scrie. A scris o istorie a baptiștilor și un număr de articole. Aici am pus doar un articol care a apărut mai târziu în revista Creștinul. Aici, împreună cu frații germani, a colaborat bine cu ei. De ce? Pentru că soția lui era germancă, germană. Și nu numai de asta. Ei erau foarte bine organizați la studiu biblic. Germanii făceau niște studii biblice. Și, pe urmă, soția lui l-a ajutat să pregătească predicile. Pentru că ea citea în comentarii germane și îi spunea lui, știți? Și asta era. Aici, Baban Dumitru, mai în vârstă, cu niște reprezentanți ai bisericii, poate găsiți familia Vasilogru, familia Fulea, sunt mai mulți. La un moment dat, ajutat de tatălui, că în toți anii aceștia de început, tatălui, bătrânul cu mustață, care a murit în 29, l-a ajutat. Financiar, ca păstor a unei biserici mici, nu avea bani. Deci tata l-a ajutat puternic. Vreți păstori care să dea rezultate? La începutul lucrării, ajutați. Nu vă faceți că nu știți. Ca atunci sunt ei căsătoriți, atunci au nevoie multe. Ajutați ca să poată să rămână dedicați. Aminte, vezi că păstorii și-au al doilea job și când au luat al doilea job, sunt împărțiți.
cel puțin ca timp, ca să nu zic altfel. Asta e biserica unde a contribuit mai mulți din biserică, dar fratele Baban Dumitru mult și tatălui care a băgat destul de multe fonduri. Avea agricultură, făcea agricultură în stil mare, nu intru acum să vă spun. Aici era partea din fața bisericii cu unii din membrii de atunci. Asta e biserica de la Mangalia. Observați stilul asemănător. Era un stil german, sănătos, solid, ca așa asta, privire. Când a fost deportat, Baban Dumitru a fost întrerupt din slujirea lui, când biserica a crescut și după ce au venit comuniștii în 48, l-au deportat la Bicaz. Eu n-am știut de asta decât până în 1981, când cred că, dar nu știu dacă v-am spus sau nu, dar am fost într-o tabără cu învățătorii de școală duminicală. Ne-am prezentat toți la sfârșit că trebuia să slujim într-o biserică, să cântăm, să spunem poezii, să facem o lecție demonstrativă. Și când am zis că sunt al lui Baban, pe la Bicaz, ăștia zice, noi l-am avut pe, nu știu ce, pe cine, dar unul, Dumitru Baban, care ne-a fost păstor. Am rămas, nu știu, 20 de ani, 19 ani aveam, m-am întors acasă și am zis, tată, spune-mi care e povestea. Cum a ajuns unchiul Mitruț, cum ziceam noi, la Bicaz? Și mi-au zis că i-a luat casa, i-a luat moara, i-a luat tot și l-au trimis acolo cu cele două fete care au o poveste foarte interesantă. S-au căsătorit cu doi băieți din Constanța care s-au dus să le caute la Bicaz. Au poze de nuntă pe Bușten la Bicaz. Va să zic, ați înțeles, băieții, pe unde sunt băieții ăștia mai? Sau nu mai sunt. Nu mai sunt. Trimite-ți la mine să spun cum trebuie să caute. Ok. Observați că și biserica asta seamănă cu biserica de aici, tot așa. Deci stilul era. El i-a sfătuit pe frate să facă biserică și până astăzi ei îi sunt lui recunoscători și va să zică și mie așa printr-o derivare din părți, din stânga, din dreapta, nu știu. Cum? Ei se adunau pe grupe și n-aveau biserică și le-a zis, uite cum facem. Cineva din voi, că văd că unii au terenuri, donează un teren. Pe urmă, cerem aprobare să facem o casă pastorală. Pe urmă, facem o casă pastorală mare în care sufrageria e cât biserica asta. Și după aia, la 2-3 ani, eu cedez biserica, casa pastorală bisericii și biserica are biserică. Zis și făcut. Au făcut acest plan de casă. Deci el avea două camere în spate de tot. Și nimeni nu s-a prins, sau domnul a lucrat așa ca să nu se prindă. Au dat o aprobare, cu toate că biserica e cam ca dimensiunea asta, așa, poate până aici, un pic mai mică. Nimeni nu s-a întrebat, cum vine asta mai o sufragerie cu trei ferestre așa mari? Adică tu stai în două camere și ai... Ce faceți acolo? E bal? Nimeni, au dat aprobare. După ce au terminat construcția din 54 în 57, când să se inaugureze biserica, la un an după asta, el a dat înapoi. Deci a fost nou cinstit. Slavă Domnului! A zis, asta e, a donat înapoi bisericii și biserica avea biserică. Când au văzut autoritățile că au biserică, au spus, retragem autorizația și tu nu mai ești păstor și mai ai voie să predici. Autorizația bisericii a fost nevoie să o dea, pentru că nu se făcuse nicio ilegalitate. Dar lui, la ambiție, nu i-a mai dat niciodată dreptul de a predica. A predicat din bancă sau sfătuia, nu știu, ca orice cine. Dar am înțeles că tatăl lui frate Marian a avut o experiență de felul ăsta. Deci se purta în epocă ridicarea carnetului. După aceea, Nicolae Baban, care era în Constanță, când i s-a ridicat carnetul fratelui său, i s-a ridicat și lui carnetul aici. Nici el n-a mai avut voie. Și uite așa, era o... Bun, aici vedeți familia lui Dumitru Baban, care este fratele unchiului meu, frumoasă, cu două fete, Lilica, căsătorită la Galați, și Aurelia, pe care ați cunoscut-o unii. Și erau înainte de deportare. Două fete drăguțe, bucuroase, așa. Nu știau ce stă în viitor. Nici că se vor căsători la Bicaz printre bușteni. Aici, în casa lor, făceau grupe de studiu biblic. Surorile, și îl vedeți și pe el acolo. Aici Cristina cu câteva surori din biserică, tot studiu biblic și rugăciune în casa la ei. Aici sora Cristina, care e în mijloc cu poșeta albă, și în jur persoane din biserică. Ar trebui unii să-și cunoască rudele. Poate da, poate nu.
Aici vedeți că biserica creștea și avea o frumoasă grupă de copii. Asta erau copiii bisericii. Undeva e și tatăl meu mic, dar nu recunoașteți, pentru că e chel. În partea asta, stânga, așa, în stânga. Și când așa era mult mai frumos, dar acum nu e deloc frumos. Aici este orchestra și iarăși îl vedeți pe tatăl meu cu o mandolină aici, mic. Mai, parcă mai aducea mai. Ok. Aici o fotografie am pus cu corul și o vedeți și pe una din nepoatele, fratele Dumitru Baban aici. Tatăl meu care făcea mereu la timpul potrivit lucruri nepotrivit. Este sus și nu se uită la aparat când se face poza. Nu știu la ce se uită. Este în spatele fratelui... scapă numele. Se uită în jos, lângă Cartacai. Ok. Aici este o imagine din, nu știu de, cred că de la balcon. Aici este Baban Dumitru împreună cu fratele, frați din conducere, Staneschi, Covaci și dincolo păstor de la biserică, care a fost păstor, cum amintiri mai, bun, mai bună sau mai puțin bună, la Biserica Golgota. Aici alături de Wurmbrand, dar nu-mi dau seama exact când e datată fotografia, aici într-o delegație împreună cu fratele Dan, cu care s-au cunoscut și au colaborat, din Cluj, care a fost președinte al Uniunii atunci. Aici e biserica în 1947. De fapt, nu doar biserica, ci și cu filialele care mai erau. Frumoasă poză. Și iarăși, dacă vă uitați, vedeți pe fratele Baban Dumitru acolo, pe fratele Cristian lângă el, puțin mai departe Nicolae Baban, undeva jos tata, care de asemenea nu era frumos, deci era mic și cam urât. Și găsiți aici multe rude, depinde cum... Dacă măriți poza. Fatele Vasilogru... Sunt poze. Așa arătau ei la maturitate, dar aici sunt mândri și bucuroși că au două fete, iar dincolo e poza de la Câmpul Lung, moldovenesc, unde au ajuns după deportare și erau puțin mai bătrâni și mai apăsați de ani. Asta e casa din spatele Icil, care este și acum, în starea care este acum. Ei stăteau în casa din spate și aici erau un fel de presă de ulei, scoteau ulei din floarea soarelui, presau semințe și au făcut destul de multe lucruri bune cu această presă, care le-a fost luată împreună cu casa și nu s-a mai întors niciodată, nici până astăzi. Aici este o poză cu credincioșii de la Câmpul Lung. Pe el îl vedeți aici undeva, la mijloc înconjurat de credincioși. Și aici cred că e fie de la Bicați, fie de la Câmpul Lung. Deci, știți ce mi s-a părut? Și aici în fața bisericii, el și soția și câțiva frați. Mie mi s-a părut uimitor că l-au trimis comuniștii ca să-i taie lucrarea. M-ați înțeles? Și oricine dintre voi și eu aș fi fost foarte trist. Aș fi zis, Doamne, cum de la să se termine așa lucrarea? N-am lucrat cinstit, n-am lucrat cu dragoste. Și Domnul tace. Și de fapt, te-ai chemat să mai înființezi niște biserici și să-i ajuți pe niște frați. M-ați înțeles? Deci, noi să stăm lângă Domnul. Noi să stăm lângă Domnul și voia, locul bun care, unde trebuie să fim e lângă Domnul și în voia Lui. Asta e foarte esențial. Restul, oamenii cred că ne fac rău. Aduceți-vă aminte de Iosif. Ce putea să plângă Iosif? Doamne, m-ai alungat. Doamne, dar ce frați mai am? Și pe aceea i-a întrebat, sunteți oameni buni? Și zice, nu suntem oameni buni. Lasă că vedem noi cât de buni sunteți. Dar și-a dat seama că, indiferent dacă oamenii vor să-ți facă rău, dacă tu ești în voia omului, vei aduce rod. Și mă rog, deci pe mine asta mă impresionează. Nu sunt nici mândru, nici nemândru. Fac o slujbă ca să prezint începutul bisericii. Dar lucrul care mă cercetează pe mine este că dacă stai în voia Domnului, aduci roadă. Asta este ceva ce aș vrea să vă transmit. Și aici vedeți când s-a întors în 64, când a ieșit la pensie, 64-65, s-a întors în biserica din Constanța. Aici era, fusese ales fratele Ștefănică, după el a fost fratele, sau Ștefan Dumitru, zicem Ștefănică, așa cum era numit în biserică. După aceea a fost fratele de Duică. Și aici, predicând aici, nu știu unde erau scaunele vechi, pupitru vechi, amvonul și scria, noi predicăm pe Iisus ce crucificat, pe Hristos cel crucificat, și în spate se văd niște personaje. Fratele Ștefan Dumitru,
pe celălalt nu numesc, ar trebui să știți, nu prea vreau să fac publicitate. Aici este Biblia, ultima Biblie pe care a avut-o și cu care s-a folosit vreo 14 ani și pe care mă bucur că o am. Și aici scrie așa, după ce scrie câteva cuvinte despre cum i-a apărat pe frați și cum a vestit Evanghelia și a cunoscut mâna Domnului, el scrie așa, încă nu s-a deschis trapa, deci e ok, dar zice, până se va descoperi în ziua Domnului, când va veni el. Ce ai făcut pentru el, se va descoperi în ziua aceea. Acum noi recapitulăm. Lecția pentru fiecare este să stai în voia Domnului și să rodești acolo unde ești. Asta ar fi lecția. Așa arată biserica la un moment dat, cred că așa arată acum. Și la sfârșit, ce aș vedea eu ca lecție? Caută călăuzirea Domnului, urmărește slava Lui, folosește oportunitățile, folosește metodele cunoscute pe care poți să le aplici. Nu în ele e binecuvântarea, dar trebuie să începi de undeva. Evanghelizare, într-un fel, Domnul va da binecuvântarea. Caută colaborarea fraților și etniilor diverse. Biserica aceasta avea vreo 9 etnii când a început. Păstorul era român, am citit, secretarul era grec, casierul era rus și toți erau așa. 9 etnii număra un misionar german. Fii practic, dă socoteală, fii măsurabil în scopuri și ținte. Crește lucrători. Una din lecțiile mari este dacă după ce pleci tu, biserica are lucrători să reziste măcar până se găsește următorul păstor. Adică să reziste vreo 2 ani. Dacă nu rezistă, înseamnă că sunt probleme. Tu ai centrat lucrarea în tine. Nu. Ok, slujește după darul care l-a dat Domnul, dar crește lucrători. Să fie presbiter, diacon, ridică-i. Ok, fii curajos, fii generos, dă slavă Domnului. Cam asta am vrut să spun. Domnul să vă binecuvinteze.